Amin, Dumnezeu în această dimineață dorește să ne vorbească din Efeseni, capitolul 5, de la versetul 22, voi citi până la versetul 33. Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 22. Nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. După cum deja se anticipa și avem și în buletinul informativ al bisericii, în această dimineață vrem să vorbim la capitolul relații despre relația între soț și soție și uh, ca să adâncim puțin subiectul, să-l îngustăm, e care este temelia reconcilierii. Când vorbim de reconciliere înseamnă că ceva a intrat acolo în relația soț și soție care a distorsionat puțin imaginea pe care Dumnezeu a creat-o pentru familie. Versetul 1 pe care... Poate dacă Dumnezeu vă pune pe inimă să învățați fiecare dintre voi, este acesta, dacă este cu putință. Întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Și aici, în acest toți oamenii, mai cu seamă, între relația dintre soț și soție, trăiți în pace. După cum, la, la timpul de închinare, au venit fratele Nicu și ne vorbea despre galaxii. Despre tot ceea ce Dumnezeu a creat în cele șapte zile, când a, când a creat lumea, ne spunea despre de un soare care a fost creat de Dumnezeu, despre o lună, toate lucrurile acestea Dumnezeu din cer le-a creat cu un scop și fiecare dintre ele are un rol bine definit. Fiecare dintre ele are un rol pe care Dumnezeu l-a pus, pus acolo. Vreau să, să vedem de ce a creat Dumnezeu soarele și care este rolul soarelui toți știm că Pământul este o planetă, un corp, care de fapt este încălzit de soare. Soarele încălzește Pământul. Unul dintre rolurile soarelui este să încălzească Pământul. Am pus aici o întrebare și vă întreb, dacă soarele nu-și va mai îndeplini rolul, ce se va întâmpla? V-ați întrebat vreodată dacă la un moment dat soarele care a fost creat de Dumnezeu să încălzească pământul, să lumineze pământul, într-o zi, cum suntem noi oamenii uneori mai nesupuși lui Dumnezeu, soarele ar spune de azi înainte nu mai vreau să încălzesc pământul. De astăzi înainte nu mai vreau să mă împlinesc rolul care mi-a fost încredințat mie. Știți ce s-ar întâmpla? În primul rând s-ar instala confuzia și panica. Toți oamenii ar fi panicați, ar fi compuși ce, ce se întâmplă. După aproximativ un an, că la asta am vrut să ajung, temperatura Pământului va ajunge la minus 73 de grade. Vă imaginați că dacă Soarele nu și-ar împlini rolul și s-ar împotrivi lui Dumnezeu, pe Pământ ar fi minus 73 de grade. Și acum vă întreb, ar mai fi viață, n-ar mai fi viață. Dacă luna nu-și va mai îndeplini rolul, noaptea nu ar mai fi luminată, toate păsele, toate animalele astea au nocturne, cu timp ar muri. Apoi, viața de pe pământ nu va dispărea complet în prima fază, dar cu siguranță marea majoritate a animalelor, a planetelor, nu vor mai exista. Pentru că luna, la un moment dat, nu se va supune lui Dumnezeu și va spune, nu mai vreau să luminez noaptea. Și cu toate acestea, de când Dumnezeu a creat uh, universul, de când Dumnezeu a creat luna și soarele, niciodată nu s-au uh, împotrivit lui Dumnezeu să-i spună că nu vor să-și îndeplinească rolul. Și acum vreau să mergem la subiectul nostru. Când soțul sau soția nu își împlinez rolurile pentru care au fost creați, ce se întâmplă? Am văzut că dacă luna și soarele, am dat doar două exemple, nu își împlinez rolul pentru care au fost create, e un dezastru. Dar dacă soțul și soția nu își împlinesc rolurile lor, ce se întâmplă? Dacă soția la un moment dat nu mai are chef să-și împlinească rolul pe care l-a încredințat Dumnezeu, sau soțul nu mai are chef să-și împlinească rolul lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Și ajunge aici. Și poate imaginea asta vi cunoscută. Poate vă uitați la imaginea asta și vă gândiți la dimineața zilei de astăzi. În care poate tu, ca bărbat, ai fost nervos că soția nu îmbrăca copii nu știu cât de repede și ai venit pe drum îmbufnat și ai avut un mic conflict cu soția ta. Sau poate invers. Când unul dintre cei doi nu își împlinezi rolurile, se ajunge la ceartă. De aceea e nevoie ca astăzi, în această dimineață, noi să vorbim despre sfințirea familiei ca temelie a reconcilierii. Pentru că nu o dată, nu de două ori. Vi s-a întâmplat și vouă, mi s-a întâmplat și mie să nu ne îndeplinim rolul pentru care am fost creați. Și am ajuns mai devreme sau mai târziu la o astfel de imagine. Nu vreau să, să vorbesc tare mult, de aceea vreau, pe scurt, să vedem care este rolul soțului, apoi să vedem care este rolul soției în familie. Cu siguranță, marea majoritate dintre dumneavoastră cunoașteți rolul pe care trebuie să-l aveți, dar vrem să vă reamintim, să știți cum să trăiți, ca să nu ajungem ca Biserica lui Hristos să fie compusă din familii în care este tot timpul ceartă. Nu vreau să înțelegeți greșit. Deci când vorbim de ceartă, nu vorbim că de ceartă, cearta nu e creștină sau creștină. Eu cred că uh, cearta este și conflictul apare în fiecare familie. Indiferent cât de pocăiți sunteți, conflictul apare. Pentru că Dumnezeu a creat femeia diferită de, de, față de bărbat. Și la un moment dat apar lucruri cu care nu ești de acord. Și apar unele conflicte și până te pui de acord, e mai așa până să fii să fi un an gândire și în tot. Și există ceartă. Cearta, cearta nu-i nu creștină sau necreștină, dar modul de rezolvare a conflictului, acolo putem vorbi de un mod de rezolvare a conflictului biblic, sau nebiblic, pentru că cearta în sine nu duce la despărțirea în familie. Conflictul în sine nu duce la despărțirea în familie, nici emoțional, nici trupești, ci modul în care tu, în calitate de soț sau tu, în calitate de soție, girezi conflictul care apare. Acel lucru duce la despărțire sau la imaginea pe care am văzut-o. Primul rol pe care îl are soțul din punct de vedere al scripturii, îi să-și iubească soția. Un lucru atât de banal. Vine aici, în acest text, vine Pavel și îi spune bărbaților: Iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos Biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Păi de aici doar un principiu putem extrage. Cum trebuie să-și iubească soțul, soția? Cum și-o iubi Hristos biserica? Cum și-o iubi Hristos biserica? s o dat pe sine pentru ea bărbaților. Sunteți gata să muriți pentru soțiile voastre? Sunteți gata? Sunt gata să-mi dau viața pentru soția mea? Dar nu doar așa cu vorbe, cum cântăm, suntem gata ca să ne jefim pentru Domnul Isus să murim. Și când îi să facem ceva, practic nu mai facem. Să te gândești dacă ai fi pus într-o situație atât de delicată încât să-ți dai viața ta pentru soția, ai face sau nu ai face -o. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. De ce niciodată în Sfânta Scriptură nu spune Hristos femeilor, soțiilor să-și iubească soțul? V-ați întrebat vreodată? Eu m-am întrebat. Și cu grupul nostru din 92, cred că timp de 2 ani sau de aproximativ 3 ani, am studiat doar teme de familie, cărți care vorbesc, vorbesc despre familie. Și la un moment dat am discutat și de aspectul ăsta. De ce pentru pe, pe soții, Dumnezeu nu le. Adică nu le dă poruncă să-și iubească soțul, ci lor le dă o altă poruncă, supuneți-vă. De ce? Adică soțul, porunca din partea lui Dumnezeu, e să iubească, soția, porunca din partea lui Dumnezeu e să respecte. De ce? Pentru că soțiile. E, e ceva în interiorul lor care emană iubire, emană dragoste. Noi, în care, de fapt, nu vorbesc numai despre mie și cine se simte, se simte. Noi în calitate de bărbați suntem un pic mai bădărani, mai greu să spunem un te iubesc, ni mai greu să, să, ară, să, ne demonstrăm dragostea, ni mai greu, așa suntem noi, nu suntem așa sentimentaliști. De aceea vine Hristos și ne dă poruncă, iubiți-vă soția, cum și-a iubit Hristos biserica. Și dacă rolul acesta nu ți-l îndeplinești tu, ca să o ce se întâmplă. Dumnezeu, după cum a spus, ne cere nouă să ne iubim soția, soția uh, trebuie să ne respecte pe noi. Vine aici în versetul 33, pe care tocmai l-am citit și spune încolo: fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Asta nu înseamnă când a intrat în casă, toată lumea, toată soția, ta, copii, toată lumea să se teme că cine știe ce faci. Nu! Acest termen a se teme de bărbat. Știi ce înseamnă? Femeia, soția să-și respecte bărbatul. Și atunci când tu ca soț, când eu ca bărbat în casă, nu îmi iubesc soția, și ce se întâmplă? Intru într-un cerc vicios și eu nu demonstrez soției mele că o iubesc și ea zice, pentru că el nu demonstrează că mă iubește, el nu-l respect. Și după aia eu zic, nu mă respectă, nu-i mai are dragoste, nu mă respectă, nu-i mai are dragoste, nu mă iubește, nu-l respect. Și suntem în cervicio și ne învârtim unul pe altul. Până nu, până, până în momentul în care unul dintre soț, soțul sau soția iese din acel și zice mă pocăiesc, mă sfințesc, iese afară. Chiar dacă nu mi-arată dragoste, eu îi voi respecta. Chiar dacă nu mă respectă, eu o voi iubi. Mergem mai departe la un alt ro rol pe care soțul îl are în familie. Genesa capitolul 2, versetul 23. Și omul a zis, iată în sfârșit acest, aceea care este os din osele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Iată în sfârșit. În că de fapt, aici este o exclamație a acestei cuvinte. Iată în sfârșit. Și mai pe, termenul, mai pe termenii noștri, știți cum o spus Adam când o văzut-o pe Eva? Wow! A fost nespus de uimit, a, a admirat-o extraordinar de mult. Unul dintre rolurile, al doi, nu, nu vorbesc doar de trei roluri, avem mult mai multe noi ca bărbați, dar unul dintre ele este acesta, trebuie să ne admirăm soția. Nu doar înainte de nuntă ca să spună da, nu doar înainte de nuntă ca să, să pară tu că ești, că ești cineva, nu. Trebuie să ne admirăm soția, e rolul nostru în calitate de bărbați. E rolul nostru în calitate de bărbați să, să le lăudăm E rolul nostru în, care, în calitate de bărbați să le ridicăm E rolul nostru în calitate de bărbați să, să le spunem că sunt Frumoase? Nu frumoase, știți de ce? Haideți să vă spun ceva din istoria unui om mare al lui Dumnezeu Istoria lui Avram Avram ne spune acolo când s-a coborât din Egipt O mers cu nevastă sa Și ne spune despre Avram că el o știut că nevastă sa cum este este frumoasă. Nimic, nu, o zis că este frumoasă. Absolut nimic rău în lucru ăsta. O a ajuns acolo la egipteni și egiptenii o privit la nevasta lui, 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 Avram și știți ce o zis? Soția lui Avram este foarte frumoasă. De ce eu din casă să-mi văd soția frumoasă și cei din afară să o vadă foarte frumoasă? Oare n-ar trebui să fie invers? Ba da, și așa să ne ajute Dumnezeu. Amin? Așa să ne ajute Dumnezeu. Ca noi, în calitate de soți, să ne admirăm soția, să le vedem nu foarte frumoase, cele mai frumoase. Și ele să știe asta. Ele să știe asta că ăsta e rolul tău, te-ai căsătorit cu ele, ai, ai făcut legământ cu Dumnezeu, tu trebuie să o admiri, Indiferent ce schimbări au venit după căsătorie. Ăsta e rolul nostru și facă Dumnezeu să, să îl împlinim. Un alt ro rol al soțului este să fie transparent. Omul și nevasta lui erau doi goi și nu le era rușine. Și aici se vorbește mult mai mult decât lipsa hainelor. Se vorbește de o transparență totală. În gândire, în privire, în atitudine, în tot. Eu, în calitate de bărbat, rolul meu e să nu ascund nimic de soție. Chiar dacă sunt tentați de multe ori. Și îmi spunea cineva că dacă îi spun asta, se enervează. Decât să enerveze, mai bine o minte. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Omul și nevasta lui aveau, își expuneau, stăteau unul față în față la celulă și spuneau asta e gândirea mea, asta e gândirea mea, asta am făcut, asta ai făcut. Nu ne este rușine, dacă e ceva, ceva uh, lucruri care au fost păcat, le punem amândoi în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu coboară din cerul lui, ne sfințește și mergem înainte. Și acum întreb bărbații și se răspundă în interior. Vă împliniți acest rol de a fi transparenți? Sau vă este rușine? Sau vă este rușine de ce gândiți? Vă este rușine de ce ați făcut? Vă este rușine de nu mai știu ce? Oare ne împlinim acest rol în care să demonstrăm că nu ne este rușine, că noi putem să fim transparenți indiferent de circunstanțe, indiferent de tot? Pentru că asta ne cere Dumnezeu ne place, să ne zice că, a, ce bărbat e ăla, că o comenta, că o făcut nu știu ce. Nu, bărbăția noastră constă și în acest lucru. Să putem să stăm în prezența soțiilor noastre și să fim noi. Cu calități și cu defecte, cu bune și cu rele. Și asta înseamnă să fim și să fim bărbați. Și zic ca bunul Dumnezeu să ne ajute. În concluzie, rolul soțului este să dea o direcție familiei inițim procesul sfințirii. Și aici, la inițiere, o să mai vorbim puțin, puțin și, și la conflict, dacă o să mai avem timp. Soția, o, o venit cineva la mine și mi-a spus, nu i din biserică, nu i din Franța, e din România, nu vă gândiți la nimeni, nu cunoașteți. O venit cineva la mine și, și mi-a spus, Mihai, nu mai rezist cu nevastă mea. Ce-i baiul? Îi rece! E orgolioasă, îi, e... și mi-au zis vreo șapte între ghilimele calități. M-am uitat la el și știți ce am spus? Da, fă, fără să fiu ironic, chiar am, am obiceiul să mai fiu ironic, dar atunci chiar n-am fost. Și am spus, atât de frumos te-ai descris pe tine. Și știți de ce? Pentru că soția reacționează. Și soțul acționează. Asta e datoria noastră în familie. Soțul acționează. Și femeia, soția reacționează. Și dacă el a fost rece, soția a reacționat cu răceală. Dacă el a fost orgoliu, soția a reacționat cu orgoliu. Soția reacționează, soțul acționează. So Iar rolul soțului să inițiem procesul sfințirii, bărbatul își înțelege rolul când înțelege modelul care îi se dă, adică Hristos, am citit în acest text că este capul nostru, adică modelul nostru, în modelul meu de bărbat, de soț, care doresc sfințirea familiei mele, care doresc o relație bună cu soția mea, trebuie să mă capul, modelul meu care este Hristos. Bărbatul își câștigă autoritatea nu prin pumn. Și știți cum? Prin slujire și o exercită prin jertfa de sine. Mulți, mulți dintre noi, nu știu dacă mulți sau puțin, o parte, cred că autoritatea mi-a de bărbat e ca atunci când trebuie să iei decizie să dai cu pumnul masă și să spui așa vom face. Nu, pentru că dacă faci așa, înseamnă că nu ți-ai înțeles acolo la punctul 2. Nu ți-ai înțeles modelul care ți se dă Iisus Hristos. El niciodată nu și-a impus în felul acesta autoritatea. Știți cum ar trebui să facem noi? Și nici nu vom mai putea să dăm cu pumnul masă. Când trebuie să eu o decizie, de așa să faci. Și mai poți să dai cu pumnul masă? Să te pui așa și atunci arată și direcția spre cine să te uiți. Și asta înseamnă autoritate de plină. Și zic ca Bunul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi la acest lucru rolul soției. Rolul soției vine în Sfânta Scriptură și te rog, te rog, să afișezi Genesa 2 cu versetul 15. Vine Sfânta Scriptură, poți să... Așa. Vine Sfânta Scriptură în Genesa 2 când o crea familia și spune în felul următor. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului două scopuri. Ca să o lucreze, unul, și aici nu-i mare lucru de discutat, aveau de lucru, uh, erau animalele de, de hrănit, era grădina de îngrijit, erau copaci de îngrijit, uh, lăsăm asta, da, ca să o lucreze. Și al doilea scop pentru care o crea Dumnezeu omul și l-a așezat în grădina Edenului, să o păzească. Să lucreze și să păzească. Ceea ce a făcut Dumnezeu acolo. Bun, apoi vine Sfânta Scriptură și spune că o creat-o pe femeie ca un ajutor potrivit pentru, pentru Adam. Care a fost scopul? Scopul a fost ca să-l ajute în lucru și apoi să-l ajute pe Adam să păzească grădina. Vă întreb, pot să reafișez din nou, vă întreb, ce trebuia să păzească în grădină? Ce trebuiau ei să păzească? Animalele? Erau animale domestice. Nu trebuia să-l ajute pe, pe Adam să păzească grădina. De animale. Erau animale domestice, animale cărora ei le dau nume. Ce să păzească? De hoți? de tâlhari. erau doar ei doi. Era în grădina Edenului, totul bine, totul frumos. De ce să păzească acolo? Știți care i uh, răspunsul meu la această întrebare? Eva trebuia să-l ajute pe Adam. Acum știu că nu vă mai gândiți acum la ce zi, eu vă gândiți la acoperirea capului, ajungem și acolo. Eva trebuia să-l ajute pe Adam și să-l păzească pe Adam de intenția de a mânca din fructul oprit. Asta trebuia să păzească Eva. Aici trebuia să fie ajutorul potrivit. Astăzi nu-i mai umăr oprit, astăzi nu-i mai o grădină Eden. Ce trebuie să facă soțiile? Să ne păzească, să ne ajute pe noi să ne păzim de toată lupta asta spirituală în care suntem. De toată lupta asta spirituală în care tu, ca bărbat, intri în fiecare zi, intri în contact cu ea. Se spunea la timpul de rugăciune și știm că viața de creștin, viața de familie nu e un teren de joacă în care ai să ne mai distanțăm, să mai treacă o zi. Nu, e un teren de luptă în care ne luptăm, ne luptăm pentru sfințire. Asta e datoria unul dintre rolul soției, să păzească, să mă ajute pe mine ca bărbat să îmi păzesc, să, să... să păzesc ceea ce mi-a încredințat Dumnezeu, să mă păzesc de toate Tentațiile lumii acesteia de toate luptele din punct de vedere spiritual Și apoi un alt, dintre, un alt rol al soției și o să vorbim la momentul potrivit este să își acopere capul în, Spune Pavel asta în 1 Corinteni 11 cu versetul 16 În limba greacă, acel, pentru cap, în acest text, de asemenea în textul din 1 Corinteni, este folosit același termen. Când, când se vorbește aici, bărbatul este capul nevestei, este același termen când spune că Hristos este capul Bisericii, același termen. Când se vorbește să-și acopere capul, este același termen care e trecut aici în, în datoria soțului și a soției că este capul Bisericii. Nu trecem la discuții interminabile. Nu, nu mă interesează, mă interesează. Nu discutăm acum debatic. Știți ce vreau să vă spun? Soțiilor, știți care e datoria voastră? Să vă acoperiți capul. Cine e capul vostru? Bărbatul. E datoria voastră. Dumnezeu zice soților, acoperiți-vă capul, protejați-l, păziți-l. Nu știu câți dintre voi ați fost la, la ultima conferință de familie pe care am avut-o când a fost fratele Libotean din Baia Mare și spunea el și mi-a plăcut și am rămas în minte cu acea imagine în care spunea în felul următor. Dânsul vedea familia ca un bărbat care merge în față și soția undeva la 2-3 metri, nu vă imaginați să rămâi bine de aici, nu, doar imaginea, și soția undeva în spatele lui. Și bărbatul deja este înaintat, și se apropie de prăpaste, dar el nu o vede. E prea aproape de prăpaste ca să-ți dea seama că el cade acolo. Soția este undeva mai în spate și ea ea nu vede așa ca și noi. Noi, noi avem privirea și psihologică asta și așa îi. Și o, o, do când sunteți acasă, priviți spre ușă și o să vedeți, că lateral nu vedeți prea mult. Noi vedem doar așa, doar așa înainte și testat asta. Surorile văd așa. De aia văd ele mai multe, de aia înțeleg ele mai multe de a sociologe mai bune. Și mă vede pe mine, nu convine bărbaților, da? Deci n-am făcut-o ca să... Nici să convină cuva, nici să nu convină. Și femeia, soția din spate, vede că bărbatul ei se apropie și zice Dumnezeu, acopere capul, protejează-l! Asta e datoria ta! Asta e datoria ta de soție! Asta e datoria ta de de, 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 femeie care ai spus că l urmezi toată viața ta! Stai acolo în spatele lui și acopere-ți capul! e capul tău, e cel care te conduce la Hristos, e cel care îți ghidează viața, e cel lângă care Dumnezeu a spus că vei sta toată viața ta. Acoperă-l, protejează-l și știți ce înseamnă încă un alt sens al acestui acoperit al capului și citiți acasă, acum nu, timpul nu ne mai permite, Efeseni 6 cu 12, știți ce mai înseamnă să-ți acoperi capul? Să nu strădezi familia. Niciodată tu ca femeie să nu strădezi familia, să nu-ți permiți tu ca femeie să, să faci nu neapărat glume proaste. Să îți bați joc de soțul tău. Niciodată n-ar trebui, dar în public. Ca să stârnești hazul, ca să că lumea, ai, ce tare e asta, asta îl conduce pe ăla cu degetul mic. Nu! Rolul tău e să acoperi capul, să-l protejezi. Chiar dacă au făcut o boacănă și tu știi că au făcut o boacănă, tu ai datoria să-l acoperi în public. Acasă rezolvi tu cu el, cum știți, fiecare în familie. Dar aveți datoria să acoperiți capul să protejați. Să nu vă trădați niciodată familia. Și vom vorbi și de supunere. Ce înseamnă supunere? Nu înseamnă că da, drag, am înțeles. Nu! Înseamnă să nu strădezi familia. Înseamnă să, să -ă, mergi în public și te dai tu mare și tare că cine ești tu și soțul tău e la mâna ta. Și cei. Că prin asta demonstrezi că nu-ți împlinești rolul, prin asta demonstrezi că, că nu ai nicio treabă cu Scriptura. Și dacă nu-ți împlinești rolul vom ajunge la consecințe dramatice, ca și acea imagine pe care ați văzut-o. Și știți de ce, de ce când ne certăm urlăm? Știți de ce urlăm când ne certăm? Sau. Nu, no, nu urlăm, vorbim puțin mai tare. Știți de ce? Pentru că în timp ce eu mă cert cu soția mea, eu am un conflict cu soția mea, inima mea, la nivel de inimă, mă depărtesc foarte tare de soția mea, care dacă îți față în față, de ce să zbier mă că e în fața ta? De ce să zbier că în fața mea? Cum adică să zbier? Nu, dacă vorbești așa, tot te aude. De ce să zbier că e în fața ta? Știți de ce? Pentru că la nivel de inimă te-ai îndepărtat foarte mult de soția ta. La nivel de inimă, soția ta s-a îndepărtat foarte tare. Și de fapt, zbiertul, zb urlatul ăsta pe care îl avem noi pe gura noastră, de fapt nu-i strigătul uh, gurii, e strigătul inimii, că inima mai departe, chiar dacă trupul e ap aproape. De aia zbierăm. Și ori de câte ori apare un conflict în familia dumneavoastră, tratați-l cu calmitate, nu zbierați, apropiați-vă inimile. Că asta vrea Hristos. Da, în contextul din 1 Corinteni, aici e foarte important cine o acoperă, cine îl acoperă pe soț în lupta spirituală, nu cu ce să acopere ea. V-am zis, o discuție mult mai amplă, o parte dintre voi deja mă judecați, îmi, îmi asum, îmi asum toate drepturile, cred din toată inima că este foarte important cine îl acoperă pe soț. Și decât să o acopere alta, acoperiți-l voi, dragi surori, acoperiți-l voi. Este capul vostru, nu l-ați descoperit. E o luptă spirituală teribilă pentru noi, în calitate de bărbați. E o luptă spirituală pe toate domeniile, nu doar pe domeniul sexual, pe toate domeniile. E o luptă teribilă. Ajutați-ne să trăim curați pentru Dumnezeu. Acoperiți-ne voi și Dumnezeu să vă ajute. Supunerea înseamnă recunoașterea, acceptarea, respectarea unei autorități, autoritatea peste peste surori, așa rândui Dumnezeu, nu că am fi noi și nu că nu ne convine, așa rândui Dumnezeu ca noi să fim autoritate, soțiile să fie supuse, adică ce înseamnă? Supune, a te, a, te, a te așeza sub sub autoritatea soțului. Și găsim foarte multe exemple în Sfânta Scriptură în care nevastul a avut dreptate. Și soțul merge după ea. A fi supusă nu înseamnă, uh, nu înseamnă că soțul, chiar dacă nu are dreptate, trebuie să facă ce vrea, nu. Înseamnă tu ca bărbat se cer sfatul. Și dacă crezi că e mai bun, lasă orgolul jos și du-te după sfatul ei că tot supus să rămâne și Domnul să ne ajute. Concluzii pentru rolul soției, ajutorul potrivit înseamnă un coechipier în lupta spirituală, soția trebuie să-și acopere, să-și potezeze capul, soția trebuie să-și păstreze nivelul de autoritate pentru care a fost creată și niciodată să nu ești mai sus. Am imaginea aia cu o umbrelă, deci când plouă afară tu ești sub umbrelă. Asta e autoritatea pe care soția o are și umbrela e capul, adică e Hristos. Și peste acea umbrelă, peste acea umbrelă mai vine o umbrelă mai mare care e autoritatea lui Hristos, care e capul meu. Atunci când eu ca bărbat ies de sub acea umbrela autorității, începe să mă picure. Ploaia, încercările, luptele spirituale, să cadă în păcat, să nu știu ce. Știi, automat eu scoși pe soția mea de sub autoritate. Atunci când eu stau sub acea umbrelă autorității divine și soția zice, nu mai am chef să mă supun lui, ești de sub autoritate, la fel ce se întâmplă. Vei fi doborâtă cu picurii acestei lumi. Și zic ca Bunul Dumnezeu să vă ajute să vă păstrați autoritatea. De ce apare cearta în familie? Răspunsul e simplu. Nu vă îndepliniți rolul. Nu ne îndeplinim rolul. De aceea apar conflicte în familie. De aceea... Deci, nu pot să uit imaginea asta și greu, cred că o să o uit, într-un context în care eram cu niște tineri, majoritatea necăsătoriți, A avut oportunitatea să pună întrebări despre viața de familie. Cumva să încercăm să le deschidem ochii să vadă cei dincolo de perdeaua căsătoriei. Care ai văzut numai pe Facebook, numai fericire, împlinire, soare, mare, munte, vacanțe și nu mai știu ce. Și am vrut să încercăm să le deschidem ochii să știe cei dincolo. Și anonim, nu știm cine, nu, știm, nu se știe absolut nimic, au trimis mesaje pe un număr, pe o cartelă pe care apoi am aruncat-o. Uimirea mea au fost că niște tineri necăsătoriți și poate și adolescenți au pus întrebările. Întrebau de divorț. Întrebau de certuri în familie. Întrebau de bătăi. Eu mă așteptam la total altceva. Nici nu m-am pregătit să răspund la așa ceva. Și m-am întrebat pe mine atunci, Doamne, spre ce ne îndreptăm? Ce, ce modele au tinerii ăștia de familie? Că ei se uită la mine, că eu trăiesc bine, că trăiesc greu, ei se uită la mine și la familia mea. Și ei, ei acum la, la vârsta în care trebuie să-și aleagă partenerul potrivit, să întrebe de divorț dacă e păcat sau nu e păcat să divorțezi, să întrebe că dacă te bate, nu știu ce să faci, să întrebe, dar de ce? De ce? Suntem familie creștină, nu? De ce să fie toate lucrurile astea? Pentru că nu ne îndeplinim rolul. Am venit aici să câștigăm bani și nu ne mai interesează de rolul nostru de tată, de rolul nostru de bărbat, de rolul nostru de soț, de mamă și de soție. Nu ne mai interesează nimic. Să ne facem o casă în România, în care copiii dumneavoastră probabil niciodată nu o să stea. Pentru că cresc aici, în Franța, și cel mai probabil nu-s proroc, dar cel mai probabil aici vor rămânea. Că vi -e greu dumneavoastră să mergeți să vă acomodați acum în România, Da, păi, al mitelor. Și construim și cumpărăm și niciodată copiii nu își vor aduce aminte de cât le-ai cumpărat, dar își vor aduce aminte de o ceartă între tata și mama. Își vor aduce aminte de un conflict între tata și mama și vei marca viața lor de căsnicie prin, prin faptul că tu nu-ți îndeplinești rolul de soț și soție. Părinții mei n-au fost niște părinți perfecți. Dar eu, în 24 de ani, cât am stat în casă, la tati și la mami, eu niciodată nu i-am auzit certându-se, niciodată. Cu siguranță s-au certat că nu există, am fost cinci copii, le a fost greu. Cu siguranță s-au certat, dar niciodată nu l-am văzut pe tati certându-se cu mami, niciodată. Și nici după aia, nici până acum nu i-am văzut, dar atunci am stat acolo cu ei în casă. Și s-au certat. Nu vă certați de față cu copii. Mergeți, nu știu, mergeți în pădure, închideți-vă în cameră, faceți ce vreți, dar nu vă certați de față cu copii. Nu le marcați viitorul familiei lor prin, prin uh, nesupunerea voastră față de Hristos. Niște pași scurți așa pentru reconciliere, pentru a deveni din nou sfânt, nu pune lemne pe foc, indiferent că ești de vină sau nu ești de vină, indiferent că în conflictul care a apărut în familia ta, tu ai dreptate sută la tu, sută și soția ta nu are dreptate deloc, așa se întâmplă, numai noi avem dreptate, indiferent că ai dreptate sau nu ai dreptate, nu pune lemne pe foc, când, spune înțeleptul în proverbe, nu mai sunt lemne, focul se stinge și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. Doi pocăiți niciodată nu se ceartă, niciodată. Când e un pocăiș și un nepocăiș se ceartă. Și acum nu mă gândesc la, la care nu cunosc pe Dumnezeu, mă gândesc la soțul și soția care veniți duminică la biserică. Dacă amândoi sunteți pocăiți, nu o să vă certați. Dacă unul dintre voi e nepocăit, ăla urlă, la zdeară, la mai face nu știu ce. Nu puneți lemne pe foc, chiar dacă nu aveți nicio vină, nu puneți lemne. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Așteptați să se stingă focul și discutați în calmitate. Când ești nervos, nu da sfaturi. Când ești nervos și supărat, nu zice și niciodată să nu pomeniți cuvântul divorț în familie. Îi păcat să spui divorț în familie. Pentru că diavolul se va folosi de acest cuvânt și când vei da de greu, vei da de, 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 de încercări, soțul nu te mai înțelege, soția nu te înțelege, vine și îți bagă mintea ta, poți să divorțezi, poți să divorțezi, nu poți! Nu puneți lemne pe foc, comunică bine ce e în interiorul tău, chiar dacă e soție, chiar dacă e, e, e soț, nu tăcea! Comunica, așteaptă să se calmeze soțul, așteaptă să se calmeze soția. Stai în fața lui, fii transparent și spune, m-o asta, m-o asta, m-o asta. Pentru că dacă taci, diavolul va aduna în tine o grămadă de lucruri, o grămadă de ură, o grămadă de, 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 de lucruri împotriva soțului tău, împotriva soției tale. Și la un moment dat vei izbucni și vei spune tot și uite uită soțul la tine sau soția la tine, bă, dar de când ai atâtea să-mi spui? comunicați, comunicați, dar nu oricum bine, nu la nervi, așteptați să treacă nervii. Nu-i tot timpul. Când apare ceva, un conflict între mine și Daniela, încercăm să ne calmăm. Daniela zice, bă, Mihai, hai, să povestim acum, nu, hai că mai nu știu ce. hai că după aia îmi trece, păi ăsta-i scopul. Hai. După ce trece, după ce îmi trece nervul, după ce nervii și cum v-a zicea cineva, mi-am ieșit din fire, e o falsitate. Noi nu ne ieșim din fire. Noi ne-am ieșit din fire când am încheiat legământul cu Dumnezeu. Când te cer să-ți în fire, și atunci așteaptă să ieși din fire, și după aia povestește. Și din nou, nu zbiera, și v-am spus de, de asta, nu mai discutăm. Când urli, când vorbești, are inima mai departe, apropiați-vă inima. În familie nu contează cine are dreptate. De acord? Amin! Și de fapt contează cine are dragoste. Demonstrați că aveți dragoste. Chiar dacă soțul are dreptate, chiar dacă soția are dreptate, nu contează asta. Nu contează. Sunteți căsătoriți, oricum mi-a spus Dumnezeu, că veți sta totdeauna împreună contează cine are dragoste și la ea vrem să rămânem. O asistentă, e o întâmplare reală, întâmplată în America, povestea o noapte de lucru din cariera ei. Și spunea cu lacrimi în ochi, a ajuns seara, lucra la un spital de urgență. A ajuns la ora 9 și a început lucru, totul calm, nicio urgență, absolut nimic. dintr-o dată ambulanța vine, intră pe targă un, un domn în etate la aproximativ 65-70 de ani. Intră pe targă acolo fără nimeni, însoțit doar de cei de la ambulanță. i a făcut prim ajutor, a făcut un preinfart, domnul acela l a dus în cameră. Când a mers această asistentă, ea trebuia să se ocupe de cazul lui, a intrat în cameră, acest domn a spus, doamnă, tremurând, întinzi mâna cu un număr de telefon. Vă rog, sunați la numărul ăsta. Încercați să o calmeze asistenta. Stați liniștiți, sunt... e singurul om pe care îl mai am pe acest pământ. Nimeni nu o să știe de mine. Nimeni nu știe că sunt aici. Acest număr de telefon este al fiicei mele și eu spus numele. Vă rog, sunați-o și spuneți că sunt în stare de moarte. Spuneți-i că urmează să mor și vreau să-i spun ceva. Și a spus, fiți liniștit, domnule, după ce o să mă duc în cabinet, o să sună. A mers asistenta, după ce a văzut că starea dânsului e stabilă, a mers în cabinet, în cabinet și a format numărul. Era undeva ora 1.30 jumătate noaptea. O formă la cel număr, a întrebat, sunteți cu tare? Da. Uitați, tatăl dumneavoastră a venit de urgență, în stare foarte gravă la spital. A spus să vă spun că nu are pe nimeni. Și fata foarte alarmată. Cum e tata? spuneți încă că nu are, spuneți mi că nu are. Calmați-vă, doamnă dragă, noi încercăm să facem tot posibil. Tatăl dumneavoastră a făcut un preinfart. Și spunea fata aceea de 29 de ani plângând. Faceți tot ce puteți să-l țineți pe tata în viață până vin eu. De 2 ani nu i-a mai răspuns la telefon. Faceți tot ce puteți să-l țineți în viață. în 25 de minute, sunt acolo. Am telefonul. Am mers această asistentă în cabinetul bărbatului și când a intrat acolo, bărbatul era fără suflare, pulsul i s-a oprit. Și știind ce o vorbi la telefon, femeia este o creștină, creștină de-a noastră, penticostală, a spus, Doamne, fă ceva pentru omul ăsta să mai reziste măcar o jumătate de oră. O sunat alarma, a venit o și resuscitare, l-au dus în cabinet. Între timp a venit fata. mi venit fata și a spus, unde-i tata? Femeia asistentă a lăsat capul jos și a zis, Tatăl tău acum este în sală, medici încearcă să-l readucă la viață. Spuneți-mi că nu moare, spunea fata în lacrimi, spuneți-mi că nu-i moare. Ultima dată când am vorbit cu tata, i-am spus că nu-i bun de nimic. Ultima dată când am vorbit cu tata, i-am spus că îmi pare rău că-s fata lui. Ultima dată când am vorbit cu tata, i-am spus să uite că-s fica lui și am plecat de acasă. Aduceți-l pe tata înapoi. Asistentă nu știa ce să-i spună a intrat acolo în cabinet și din larma care era înainte, toată lumea dădea halatul jos, stetoscopele tot, bărbatul decedase, nu mai putut să facă nimic. Spus, doamne, aceasta nu pot să ies afară, să spun la, 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 această doamnă. O ieși și medicul principal și a spus, ne pare rău, am făcut tot ce e posibil, tatăl dumneavoastră a trecut la cele veșnice. O luat-o pe asistent în brațe și o duceți-mă în camera unde o stat tata. Duceți-mă în camera unde tatăl meu o stat ultimele clipe din viața lui. Și-o mers acolo și pe pat era un postit de acela galben, o foaie galbenă. Și fata a început să plângă și a spus, nu pot citi, citiți-mi dumneavoastră, îi spunea asistentei acestea noastre, Bănuiesc că nu a putut scrie mult. Era în stare gravă. O să doar patru rânduri, se vedea mâna tremurând. Și-o spus, draga mea, din clipa când ai plecat, i-a spus lui Dumnezeu să te protejeze. Din clipa când ai plecat, i-a spus lui Dumnezeu să aibă grijă de tine. Tu ai plecat pentru că n-am fost de acord cu băiatul cu care vrei să te căsătorești. Ia. Tatăl nici măcar nu știa că fata între timp se despărțea de el. Vreau să spun din toată inima că te-am iertat. Vreau să spun din toată inima că te-am iertat și să încerc să-L cauți pe Dumnezeu. Și fata a început să urle de durere și a spus, de aș putea să dau timpul înapoi, nu m-aș mai certa cu tata. Despre mine spun, nu știu dacă voi mai apuca ziua de mâine. Nu știu dacă voi veți mai apuca ziua de mâine. Dacă v-aș certa cu părinții, dați de telefon după ce ieșiți afară și cereți-vă iertare. Dacă te-ai certa cu soțul sau soția, Împacă-te! Nu mai aștepta că poate fi ultima slujbă la care ești la biserică și nu-s pesimist. Îs optimist de felul meu. Dar nu știi ce aduce ziua de mâine. Nu plecați certați, nu ieșiți certați din casă. Nu neapărat că noi, nu suntem noi modelul bun de urmat de familie, dar de când ne-am căsătorit, mi-am propus împreună cu Daniela să nu ieșim niciodată certați din casă. În casă avem voie să intrăm certați, dar din casă niciodată, pentru că nu știm dacă ne mai întoarcem. De ce să rămâi cu remușcări? De ce să rămân cu remușcări? De fiecare dată când ieșim din casă, de fiecare dată când stăm în fața ușii, în fața ușii facem o rugăciune scurtă, ori e ori ea. Și odată eram certați. Eram în... certați, în conflict. Și trebuia să plecăm și stăteam în fața ușii și am zis, roagă-te tu. O zis, Daniela, roagă-te tu. Cum să mă rog? Rău, zi cum să mă rog? și trebuie să fim transparenți acolo în fața ușii și să ne cerem iertare și să ieșim de acolo în păcați. Nu știi dacă ziua de mâine e a ta, nu știu dacă ziua de mâine e a mea. Trăiți în pace și zic ca Bunul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Amin.